Bună ziua! Acesta este un prim video dintr-o serie mai lungă de prezentări pe tema mecanismelor cu camă, sau dacă vreți, mecanismelor cu camă și tachet, care o să introducem câteva chestiuni elementare de la care o să plecăm și o să elaborăm subiectul. Chestiunile pe care le acopăr în această prezentare se referă la câteva exemple de mecanisme cu camă, apoi ideea de transformări sau artificii pe care le utilizează mecanismicienii în analiza și sinteza mecanismelor cu camă și tachet. Apoi o să discutăm câteva elemente de vocabular, astfel încât toată lumea să înțeleagă despre ce se vorbește când se vorbește despre ceva. Acest capitol se numește și elemente caracteristice ale unui mecanism de camă și tachet. Sunt noțiuni teoretice. Apoi o să elaborăm un pic pe ideea de unghi de presiune. Înainte de să începem prezentarea efectivă, ca și sursă de bibliografie, aș dori să recomand cartea regretatului profesor Perju, Mecanisme de mecanică fină, volumele 1 și 2, din 1990. Dacă vreți să le accesați, se poate și de pe site-ul acesta, mecanisme.webly.com, și aici, la capitolul de bibliografie, volumul 1, respectiv volumul 2. Dacă accesați acest link, sau mă rog, și pe celălalt, se va deschide o pagină de pe DMG Lib, o bibliotecă electronică cu mai multe materiale din zona de mecanisme și inclusiv cartea profesorului Perju poate găsi aici și se poate răsfoi în felul acesta. O altă sursă bibliografică este tot pe această pagină, găsiți câteva note de curs create de mine și mai departe avem prezentarea ce urmează să o discutăm. Fără să mai pierdem vremea, prima chestiune pe care vreau să o discut sunt câteva exemple de mecanisme cu camă. Am putea să spunem că mecanismele acestea sunt în general mecanisme generatoare de funcții. Ce înseamnă chestiunea asta? Că se poate construi o relație funcțională sau o funcție în care, dacă se consideră ca element de ieșire deplasarea tachetului, deplasare lineară, cum e cazul acestei figuri, respectiv deplasare unghiulară a tachetului, cum e cazul acestei figuri, dar deci dacă aceasta ar fi ieșirea, iar intrarea, dacă ar fi poziția unghiulară a camei, nu se poate trasa o funcție între intrare și ieșire și mai mult de atât, această funcție poate să fie construită intenționat ca să respecte anumite criterii de proiectare. Strict în sens formal, se poate nota valoarea parametrului de intrare cu pi. Și avem acest unghi pe care îl face cama, unghiul acesta se notează cu fi, da? Iar deplasarea tachetului se poate nota în cazul acesta fiind vorba despre o deplasare lineară, de obicei se notează cu S de la spațiu, da? Și atunci ar fi funcția care o introducem. Spațiul, la un moment dat, este egal cu funcția spațiului, iar ca parametru de intrare avem poziția unghiulară a camei. Da? În felul acesta, dacă se știe forma acestei funcții, se poate determina cursa în funcție de unghiul pe care îl are cama față de elementul X la un moment dat. Da, deci, în sensul acesta, mecanismele cu camă sunt mecanisme generatoare de funcții. Cum ca o clasificare,
Există mai multe criterii de clasificare, dar cele pe care aș vrea să le prezint eu sunt următoarele. Odată o clasificare din punct de vedere structural, camele pot fi plane sau spațiale și se observă că, de exemplu, A este o camă plană, rotativă, cu tachetă în mișcare de traslație. Și o să șterg aceste desene. Deci, A este camă plană, B este camă plană, C este camă plană, de data asta este, are o mișcare de oscilație, D este camă plană rotativă, E este o camă plană rotativă, F este o camă plană, dar de data asta camă aceasta are mișcare de translație, G, de data asta, nu, și aici camă G este tot o camă plană, camă plană rotativă, dar de data asta este cu canal, H, în schimb, este o camă spațială, iar forma ei este de cilindru. I sunt eu un ansamblu format din două came proiectate, construite într-un anume fel ca să se poată realiza mișcarea. Nu intrăm în detalii acum. J este o camă conică și K este o camă de tip hiperboloidal. Da, și atunci la J tachetul execută o mișcare de translație, pe când la K tachetul execută o mișcare de oscilație. Deci tachetul poate să ajungă din partea inferioară, unghiul acesta, până în unghiul acesta. Da? Deci asta este unghiul de oscilație al camei în cazul acesta. Bun. Came plane, came spațiale. După mișcarea camei avem came cu mișcare de rotație, came de mișcare de oscilație, came cu mișcare de translație. Da? Și se pot identifica ușor care, de ce tip sunt. Alt criteriu este după mișcarea tachetului. Avem tachet cu mișcare de translație, respectiv tachet cu mișcare de oscilație și aceste situații se pot identifica relativ ușor. Altă clasificare ar fi după metoda de asigurare a contactului. Se poate ca acest contact între camă și tachet să fie realizat prin forță. De obicei se folosește un arc. Asta este un exemplu foarte, foarte popular. Câteodată se poate folosi doar forța gravitațională, dar dacă se folosește doar forța gravitațională, există tot timpul pericolul ca tachetul să zboare și să contactul dintre camă și tachet să se întrerupă. Pe urmare, noi nu mai avem control asupra mecanismului și spunem că mecanismul nu mai funcționează. Dar și o altă metodă de asigurare a contactului este folosind forma. În cazul acesta putem să discutăm despre un canal care este prelucrat într-un disc care ulterior va forma cama, da? Deci aici avem un canal prelucrat și în această camă cilindrică tot un canal, tot prin formă, asigurarea contactului prin formă este acest ansamblu camă dublă și tachet dublu, da? În care cele două came au o formă special proiectată, astfel încât să nu acest element care este tachetul, da, să nu se rupă. Da? Iar o ultimă clasificare pe care o discutăm este după forma tachetului. Tachetul poate să fie cu vârf, așa cum se vede aici. Da, tachetul e un vârf. Tachet cu rolă este aici sau aici și inclusiv aici este o rolă. Da? Și aici este tot o rolă. Da? Și respectiv cu disc sau cu talpă, aici se vede că este o talpă, un tachet cu formă de talpă. Grosso modo, cam astea sunt tipurile de mecanisme pe care le putem întâlni. Sigur că există și alte tipuri de mecanisme, poate care nu sunt atât de populare, dar nu avem timp ca să discutăm și să acoperim toate cazurile.
Ok, mai departe, legat de transformări sau artificii pe care le utilizează inginerii mecanici, mecanismicieni, atunci când se preocupă de analiza respectiv, sinteza mecanismelor cu camă. Avem o primă idee de transformarea prin schimbare a bazei sau procedeul inversării mișcărilor. O a doua chestiune este transformarea prin eliminarea rolei și o altă chestiune este transformarea mecanismelor spațiale în mecanisme plane. O să discutăm în continuare despre câteva exemple în acest sens. Atunci, pe rând, prima chestiune este transformarea prin schimbarea bazei sau procedeul inversării mișcărilor. Acum să discutăm un pic mai mult și despre ce înseamnă un mecanism camă-tachet și cum funcționează. În general, un mecanism camă-tachet arată așa cum îl vedeți aici în partea dreaptă. Așa cum îl vedeți aici, și presupune cama, care de obicei are o mișcare și de aici, de la cama, se introduce mișcare în mecanism. În cazul acesta e vorba despre și în stânga și în dreapta, o camă plană rotativă. Acum vedeți, profilul camei diferă și faptul că diferă automat induce o altă mișcare a tachetului. În cazul nostru este vorba despre un tachet cu rolă care execută o mișcare de translație. Vă rog să observați că, cu toate că rola, mă rog, în partea dreaptă, rola, mă rog, tachetul începe executarea mișcării de translație în sus mai târziu decât cazul din stânga, el și revine mai repede, tocmai din cauza profilului camei. Și ce e fain și ce o să facem noi în cadrul acestui capitol de analiză, respectiv sinteza mecanismelor cu camă, o să putem să și o să discutăm despre metode prin care putem să alegem forma, respectiv în termeni tehnici, profilul camei, astfel încât să se asigure anumite condiții sau chestiuni de proiectare. Ca și chestiuni de proiectare ce se pot asigura, de exemplu, ne putem gândi la cursa tachetului, trebuie să avem o cursă mai mică, respectiv cursă mai mare. O altă chestiune la care ne putem gândi este modul în care tachetul execută deplasarea în sus, respectiv în jos, și în cazul din dreapta nu se vede și nu este foarte, foarte evident, dar în cazul din stânga se poate observa o zonă de coborâre, să zicem, zonă de staționare inferioară, urcare și staționare superioară. Da? În cazul acesta există doar o secvență din aceasta. Se poate concepe o camă care să aibă o altă succesiune de mișcări, de exemplu, urcare, staționare, urcare, coborâre, coborâre, coborâre. Toate chestiunile astea sunt date mai degrabă de tema de proiectare și ce anume ar trebui să facă respectivul mecanism, mai degrabă decât niște constrângeri teoretice. Acum, strict noi din motive didactice, o să considerăm niște came în care avem simplu o zonă de staționare inferioară, o zonă de urcare, o zonă de staționare superioară, o zonă de coborâre, după care ciclul de funcționare se repetă. Bun, să revenim acum la încă o chestiune. Aici, existența rolei presupune transformarea frecării de alunecare. De exemplu, dacă rola ar fi sudată de tachet, atunci între camă și tachet ar exista o frecare de alunecare. Și dacă înlocuim capătul tachetului și montăm aici o rolă, rola respectivă îi se poate permite mișcarea de rostogolire sau rotație și în această situație nu mai există frecare de alunecare între camă și tachet, mai degrabă există o frecare de rostogolire între
camă și tachet. De-aia folosirea sau utilizarea rolei în această situație reduce foarte mult uzura mecanismului. Automat, dacă avem uzură mică, mecanismul va trăi mai mult în timp. Toate astea există și mecanisme camă, tachet, în care nu există rolă, se lubrifiază zona de contact, atunci apar niște fenomene hidrodinamice acolo, care iară prelungesc foarte, foarte mult durata de viață a acelui mecanism. Dar aici există rolă care are strict rolul acesta de a prelungi durata de viață a mecanismului. Bun. Să revenim la ideea de transformare prin schimbare a bazei sau procedeul inversării mișcărilor. Când se face analiza unui asemenea mecanism, de obicei e destul de complicat dacă s-ar porni de la mișcarea de rotația camei și să se analizeze mișcarea tachetului. Dacă în partea de analiză nu ar fi atât de complicat, mai complicat ar fi în partea de sinteză. Și atunci se propune acest procedeu al inversării mișcărilor. Și atunci discutăm despre două situații. Situația 1, în care cama este în mișcare, așa cum vedeți aici în dreapta, iar tachetul execută o mișcare în raport cu elementul fix. Aici puteți să observați că elementul fix e ăsta, iar în raport cu elementul fix, tachetul execută mișcarea de translație. Da? Și situația 2 este când cama este fixată, iar tachetul execută o mișcare în raport cu elementul de tip gamma. Da? Deci, această situație a doua corespunde situației de mai jos, în care se observă că avem o camă fixă, mișcarea este pur și simplu inversată, da? Și inversarea se face ținând camă fixată, iar tachetul executând o mișcare de rotație în jurul camei. Da, și se vede că avem o primă situație, o a doua situație în care tachetul este rotit și se ajunge la poziția asta, a treia poziție în care tachetul este rotit și mai mult, a patra poziție, a cincea poziție, a șasea poziție și discuția și prezentarea poate să continue până când se realizează un ciclu complet. Chestiunea asta oferă unele avantaje pe care o să le discutăm mai târziu. Acum am vrut doar ca să introduc metoda și ca să se rețină mai mult ca idee și ca și desfășurare conceptuală. Vreau să observați de asemenea că distanța dintre centrul camei și poziția elementului fix rămâne aceeași. Da? Și practic, acest element fix va descrie un cerc, lucru care o să devină foarte important în următoarele prezentări. În situația asta și se observă că elementul fix e un bun. În mod analog, se poate aplica această transformare și în cazul camei tachet în mișcare de oscilație. Ok, ziceam de camă cu tachet în mișcare de oscilație. E vorba de acest mecanism în care avem cama, iar tachetul cu rolă, data asta, execută o mișcare de oscilație ca și punct de pivotare. Putem să identificăm acest punct de pivotare. Cama este element motor. Pe măsură ce cama se rotește, la un moment dat tachetul execută o mișcare de oscilație, faza de urcare, avem o fază de staționare superioară foarte, foarte scurtă și coborâre.
Da? Iar mișcarea inversă, da? Inversarea acestei mișcări ar fi că această camă devine fixată și practic tot elementul fix împreună cu tachetul se începe să se rotească. Să zicem că se rotește cu 45 de grade, da? Să zicem că avem situația asta, asta e situația 1, da? Asta e situația 1 și mai departe ar fi situația 2, în care ne rotim cu 45 de grade. Da? Care ne rotim cu 45 de grade. Ajungem cam în situația. Și sigur aici, hai să facem cu roșu și rola. Așa, hai să facem, să revenim la verde. Să facem rola. Așa, și dacă mai continuăm, rotim cu încă 45 de grade. Da, atunci ar fi situația asta, așa. Ei, și rola ar fi undeva aici. Eu vă rog să observați cum deja începe rola să crească unghiul pe care îl avea față de situația când era pe zona de staționare inferioară. Și cred că se poate observa că această metodă a inversării mișcărilor oferă unele avantaje atunci când se face analiza, respectiv sinteza mecanismelor cu camă. Un pic mai formal, dacă ar fi să avem o camă, am materializat aici prin acest profil, profil teoretic, respectiv profil real, încă nu am discutat despre aceste concepte, avem rola și dacă se aplică mișcarea inversă, da, avem punctul B0, da, și rotim practic elementul, fostul element fix împreună cu tachetul, cu unghiul Φ1, se ajunge în poziția B1, rotim cu Φ2, se ajunge în poziția B2 și încă o dată acesta, da, acesta este mecanismul. Aceasta este camă. Scuze, acesta este tachetul. Da? Acesta este tachetul care se plimbă pe profilul camei, cama care încă o dată, cama care încă o dată, de data asta, rămâne fixă. Ok. Mai departe, apare ideea de transformare prin eliminarea rolei. Da? Această idee presupune că, de exemplu, dacă ar fi un mecanism în care avem o camă și un tachet cu rolă, de fapt, de interes pentru noi este centrul rolei, atunci putem să înlocuim tachetul cu rolă cu un alt tachet cu vârf, în care să ne intereseze mai degrabă vârfului tachetului. Și de observat este faptul că dacă în situația A, pentru a produce mișcarea, tachetul se plimba pe această suprafață, da? Sau pe această curbă, în situația B, dacă tachetul s-ar deplasa pe această curbă, atunci evident că poziția tachetului ar fi coborâtă cu o cantitate egală cu raza rolei. Atunci, ca să preîntâmpinăm această situație, el nu o să se plimbe pe aceeași curbă, ci o să se plimbe pe o curbă pe care o vedeți aici. Și chestiunea asta este folosită și în cazul în care vrem să facem o simplificare a mecanismului cu camă și tachet, dar și
Atunci când se construiește o camă, când se face procesul de sinteză a unui mecanism cu camă, ce se întâmplă? De fapt, se construiește prima dată acest profil asimilat unui tachet cu vârf, se construiește acest profil, iar, ca o paranteză, acesta se numește profil teoretic. Plecând de la acest profil teoretic, în funcție de forma tachetului, se poate să fie un tachet cu rolă, da? Se poate să fie un tachet cu talpă. Și atunci, construind înfășurătoarea în mai multe poziții, ținând cont de forma tachetului, de exemplu, dacă ar fi vorba de un tachet cu rolă, ar fi o rolă aici, da? O rolă aici, în poziția asta, în poziția asta, o rolă aici. Poziția asta o rolă aici, poziția asta o rolă aici. Rog să observați că se formează înfășurătoarea care de fapt o să dea profilul real. Al camei. Da? Trebuie spuse aceste lucruri pentru că aceste lucruri se vor folosi în discuțiile ce urmează. Mai departe, ideea de transformare a mecanismelor plane, a mecanismelor spațiale în mecanisme plane. Da, și în cazul acesta avem un mecanism spațial unde este vorba de o camă cilindrică, iar profilul camei este materializat aici printr-o obitură sau un canal în care se deplasează acest tachet, care în final execută o mișcare de translație în funcție de rotația, în funcție de rotația camerei. Atunci, transformarea acestui mecanism într-unul plan este că pur și simplu acest cilindru se desfășoară, deci cama cilindrică în mișcare de rotație se desfășoară, se transformă în camă plană, în mișcare de translație. Această camă avea mișcare de rotație și se poate vedea aici prin această săgeată. Da? Aici. Da? Avea mișcare de rotație, respectiv aici avem mișcare de translație. Da, și există o legătură directă pentru că în funcție de cum poziționăm această camă în mișcare de translație, tachetul se va deplasa și în cazul acesta sus jos, la fel ca și în situația inițială, în situația A. Ok. Câteva elemente de vocabular ce trebuie prezentate. Încă o dată. Acesta este tachetul care are o cursă. Cursa tachetului este calculată ca și diferența dintre poziția, hai să spunem, inferioară pe care o ocupă tachetul și poziția superioară pe care o ocupă tachetul. Aceasta este cursa tachetului. După avem profilul teoretic. Profilul teoretic. Da, după cum vedeți, profilul teoretic trece prin centrul rolei sau altfel, centrul rolei o să dea profilul teoretic. Este profilul care rezultă în urma procesul de proiectare al camei. Și atunci când noi când o să facem proiectarea unui mecanism cu camă, de fapt o să obținem profilul teoretic și plecând de la profilul teoretic o să obținem profilul real. Deci profilul real este curba înfășurătoare produsă de periferia tachetului, când centrul acestuia se mișcă pe profilul teoretic al camei. Da? Deci când avem rola care se mișcă pe acest profil teoretic, da? Înfășurătoarea produsă ne dă profilul real. Cercul de bază este cercul cu centru în centrul camei și cu rază până la profilul real. Da? Asta este cercul de bază, este dat de profilul real.
Cercul de referință este cercul cu centru, în centrul camei cu rază până la profilul teoretic. Acesta este cercul de referință. Și o chestiune foarte importantă numită unghi de presiune. Unghiul de presiune este unghiul dintre normală la profilul teoretic și direcția de translație a tachetului. Și aici fi bine să ținem minte definiția asta. Unghiul de presiune este unghiul dintre normală la profilul teoretic și direcția de translație a tachetului. Deci normală la profilul teoretic și direcția de translație a tachetului. În reprezentarea pe care o aveți aici, când se face referire la unghiul de presiune, se aplică acea metodă de inversare a mișcării. Deci, practic, dacă cama rămâne fixă, atunci tachetul va executa o deplasare la, să zicem, la dreapta, iar în cazul acesta, tachetul se rotește până ajunge cu direcția de translație să fie coliniară cu această direcție. Da? Deci, tachetul se rotește până aici. Ok? Și când tachetul ajunge în poziția asta, rola ajunge în poziția asta, da? Și atunci avem unghiul de presiune este unghiul dintre normală la profilul teoretic, normală la profilul teoretic în punctul de contact, în punctul de contact dintre rolă și camă, ăsta e punctul de contact, normala în punctul de contact e asta. Da? Și direcția de translație a tachetului. Și direcția de translație. Ca urmare, alfa este unghiul de presiune. Ok, în continuare, vreau să urmărim următorul video. Deci, unghi de presiune. Ziceam că sau mă rog, cum se definește unghiul de presiune în cadrul unui mecanism cu camă, este unghiul format dintre direcția de translație a tachetului și, să spunem, normala în punctul de contact a tachetului cu camă. Deci, încă avem un tachet cu rolă, da, care ar fi așa, iar cama ar fi așa, să zicem că ar fi cam ar fi așa. Să zicem că e o camă centrică. Mă rog, nu asta e important. Ci faptul că ne uităm la unghiul de presiune. Și unghiul de presiune cum se formează? Unghiul de presiune este dat de direcția de translație a tachetului, da? Care ar fi asta. Și unghiul pe care îl face normala comună în punctul de contact. Deci ăsta ar fi punctul de contact. Da? Și normala comună ar fi așa. Normala comună la cele două suprafețe ar fi așa. Da? Să zicem că avem mișcarea asta a camei. Cum acționează cama asupra tachetului? Cama acționează asupra tachetului prin punctul de contact. Da? Și atunci apare forța asta normală aici. Da? Apare forța asta normală. Da? Forța care ar fi așa. Da? Și cama acționează asupra tachetului
pe direcția asta. Da? Acum, tachetul nostru, cum se poate mișca? Tachetul se poate mișca după forța asta? Ei, nu, că nu se poate mișca așa în diagonal. Tachetul se poate mișca doar sus-jos. De asta am zis că unghiul de presiune, da, unghiul ăsta, da, ăsta e unghiul de presiune, se definește între direcția de translație a tachetului, pentru că el se poate mișca doar pe direcția asta, și direcția de acțiune a forței, care direcția de acțiune acționează după normala, da, după direcția normală, și direcția tangențială ar fi asta. Da? Asta ar fi direcția tangențială, care nu ne interesează. Da, și șterg, doar că am vrut ca să o vedeți. Deci, asta e unghiul de presiune. Normală și, scuze, normală și direcția de translație. Acum, de la forța asta, din forța asta, care componentă ne produce mișcarea sus-jos a tachetului? Luăm forța asta și o descompunem. Trebuie să luăm așa, luăm o direcție aici, care întâmplător se face că se sub. Se suprapune cu cupla asta de translație, da? Să desenez așa un pic mai. Ca să nu se suprapună. Da? Și atunci avem, dacă luăm forța asta și o descompunem odată pe direcția asta și odată pe o direcție perpendiculară pe direcția mea, da? Și forța asta. Care componentă din forța albastră va produce deplasarea tachetului? Cea verticală. Componenta verticală, corect? Da? Și componenta asta orizontală ce o să facă cu tachetul? Încearcă să împingă tachetul spre stânga. Spre stânga, da. Să-l îndoaie, nu? Da. Și atunci unghiul ăsta de presiune important, pentru că, de exemplu, dacă avem o situație, hai să desenez așa mai extrem un pic, da? Și zicem că cama ar acționa și ar împinge tachetul după direcția asta. Da? Deci cama ar acționa pe direcția asta. Da? Tachetul meu, zicem că tachetul meu are direcția de mișcare asta. Deci el poate să se miște numai sus-jos, după direcția asta. Și trebuie să vă gândiți că în cupla asta de translație există frecare, plus că există fenomenul de stick slip sau o împânare, da? Și se pune întrebarea, se va mișca tachetul ăsta sus-jos? Se va mișca la compresiune spre stânga. Da. Probabil că nu se va mișca, pentru că componenta care deplasează tachetul, dacă ar fi să desenăm așa, da, forța asta, da, vedeți, și dacă o descompunem, da, avem o componentă relativ mică așa și avem o componentă relativ mare orizontală, da, și atunci, dacă stați și vă uitați, care e unghiul de presiune aici? Da? Avem unghiul de presiune ăsta, alfa. Și cum e alfa ăsta față de alfa ăsta? Mult de mare. Alfa 2 e mai mare decât alfa 1. Nu? Alfa 2 mai mare decât alfa 1. Da? Și, da, de fapt se introduce un concept numit unghi de presiune critic. Și ăla e unghiul de presiune maxim pe care poate să-l producă profilul camei asupra tachetului. Și asta e o condiție de proiectare. Da? N-avem voie să se depășească acel unghi de presiune critic. Și de ce n-avem voie să se depășească acel unghi de presiune critic? Pentru că se blochează mișcarea tachetului. Da?
blochează mișcarea, mecanismul se rupe. Da? Și atunci, cine dă de fapt unghiul ăla de presiune? Profilul camei. Da? Atunci trebuie să ne alegem profilul camei de așa natură, ca să nu se depășească unghiul de presiune critic. Da? Și de asta am vrut ca să discutăm despre conceptul ăsta de unghi de presiune. Acum aveți o intuiție legată de conceptul de unghi de presiune. Ok, deci după ce s-a discutat chestiunea asta cu unghi de presiune, vreau să discut un pic despre același concept de unghi de presiune, într-un caz mai general, ca să se înțeleagă că acest unghi de presiune nu se aplică numai la mecanisme cu camă, ci este o chestiune relativ generală ce se poate aplica în știința și teoria mecanismelor. Să luăm în considerare un mecanism de tip bielă-manivelă, care are următoarea schemă cinematică. Zicem că e așa. Asta este elementul motor. Și dacă se face un pic o parte de analiză a sistemului de forțe care apar în acest mecanism, deci încă să și notăm cuplele, avem A, B, C, D, 1, elementul 2, aici, 0. Întrebarea se punează cum acționează elementul 2 asupra elementului 3. Și răspunsul ar trebui să fie că bara 2 împinge bara 3 după direcția asta. Ok? Deci asta e direcția după care împinge bara 2 pe bara 3. Atunci forța asta se poate descompune în două componente, da? Una axială și una perpendiculară pe componenta axială, nu știu dacă e corect să-i spunem radială, dar mă rog. Și dacă se descompune această forță, da? Atunci avem componenta axială, și componenta asta verticală, atunci fie folosim forța asta diagonală, dacă nu o folosim asta diagonală, o putem înlocui cu cele două forțe care le-am obținut prin descompunere. Mai departe, dintre astea două forțe, doar componenta asta ne ajută cu ceva. Componenta asta ne încurcă. Și apare exact conceptul de unghi de presiune, unghiul dintre direcția de acțiune, direcția de translație și direcția de acțiune a forței. Da? Deci ăsta, să spunem cu roșu, ăsta ar fi unghiul de presiune. Ăsta ar fi unghiul de presiune. Atunci aș vrea ca să construiesc un exemplu exagerat, tocmai pentru a indica faptul că acest mecanism se poate bloca dacă nu îl construim corect. În situația a doua, să zicem că avem aproape același mecanism, da? Și să zicem că avem o bielă care este relativ scurtă. Da? Manivela e aceeași. A, B, C, D. Ăsta e elementul 1. Ăsta e elementul 2. Ăsta e elementul 3. Ok. Se pune întrebarea cum acționează acum elementul B, C asupra, sau elementul 2 asupra elementului 3.
Da, și să revenim la ideea de forță. Păi forța cu care împinge e asta. Da? Și se observă că dacă această forță se descompune, da, avem o componentă care ar fi axială, care ne produce mișcarea spre dreapta, dar avem și o componentă verticală, care ne încurcă, de fapt, da? Și se poate observa aici că unghiul de presiune, da? Unghiul format dintre direcția de mișcare, direcția de mișcare e asta, da? Și direcția de acțiune, unghiul ăsta este neconvenabil. Se vede că alfa 1 este mai mic decât alfa 2. Și, în general, putem să spunem că dacă se depășește o valoare a acestui unghi de presiune, care se notează cu alfa, da? Dacă se depășește o valoare a acestui unghi de presiune, o valoare critică, atunci mecanismul se blochează. Valabil că e un mecanism cu bare sau valabil că e un mecanism cu camă, da? Pentru că în mecanismul nostru cu camă există o parte de mecanism cu bare sau elemente de tip bară, care este de fapt achetul care execută mișcarea de translație. Da? Deci, condiția de proiectare. Alfa mai mic decât alfa critic. Și unghiul de presiune este mai mic decât unghiul de presiune critic. Și acum există și o lucrare de laborator în care se poate determina experimental valoarea pentru unghiul critic în funcție de ce material se alege pentru a se materializa această cuplă de translații. Da? Grosso modo, unghiul de presiune critic variază în jurul unghiului de 50 de grade. Putem să aproximăm o valoare estimat alfa critic între aproximativ 50, dar depinde, și aproximativ 50 de grade, dar depinde foarte mult de modul în care se realizează această cuplă de translație, dacă mai există încă o cuplă de translație care să minimizeze efectul de împănare, și așa mai departe. Toate chestiunile astea sunt prezentate în lucrarea de laborator pe care vă recomand cu încredere să o urmăriți, pentru că o să înțelegeți mult mai bine conceptul de unghi de presiune. Da? Să recapitulăm chestiunea aceasta. Unghiul de presiune este dat de unghiul sub care acționează forțele și direcția de deplasare a elementului. Și dacă avem un sistem de forțe care acționează neconvenabil asupra elementului, gândiți-vă că noi trebuie să deplasăm o bară la dreapta, dar acționăm asupra ei așa. Și asta mai e cum e, dar ce s-ar întâmpla dacă am acționa așa pe ea? Evident că bara asta nu o să se deplaseze niciodată stânga-dreapta. De aia se preferă ca să avem un unghi de presiune cât mai mic, aproape zero. Ok. Cam astea ar fi de zis în această prezentare. Am discutat despre câteva exemple de mecanisme cu camă, pe care am discutat despre câteva transformări, artificii pe care le utilizăm noi atunci când facem analiza și sinteza mecanismelor cu camă și tachet. Am avut câteva elemente de vocabular și am prezentat conceptul de unghi de presiune.